Ar fi fost foarte frumos, dar ce să facem, asta e viața. E fericit, echipa a jucat foarte bine. A fost un joc destul de disputat, cu echipa Râmnicu-Vâlcea, o echipă bună, o echipă care ne-au dominat mai mult, dar și noi le-am opus rezistență în care și noi puteam, dacă înscriam lovitura de la 11 metri în timpul jocului regulamentar, eu zic că câștigam jocul. Supărat pe Neamșu? Nu sunt supărat, de ce să supăr? Da, am avut o discuție cu el, i-am spus că îl pun al cincilea să bată, el a spus da, asta este, ce să facem? Acum vă rămâne decât campionat. Rămâne campionatul în care avem un meci greu la Alexandria, în care trebuie refacerea jucătorilor și sper din tot sufletul să nu pierdem acolo. Ce are Lupu? Lupu are ceva la umăr, din câte am înțeles. Să vedem acum, după ce fac baie, să vedem ce diagnostic probabil dă doctorul. Să vedem. Chiar și în aceste condiții a dat gol la penalti. Este un jucător care eu m-am bazat pe el tot timpul. Eu mi l-am dorit la Filiaș, l-am adus, e un jucător care te bazezi pe el și un jucător care îți dă încredere. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Gata.